citea unul criticului literar Mihăiești de la Timișoara, pe care l-am primit cadou, am opărit această varză în borș și în apă, deci varză mică, de asta de primăvară, să nu fie grea, că există de alea sinistre, așa. Asta e varza care apare acum înaintea verzei de Buzău, care e cea mai bună, da. Apare mai târziu. Asta este varza cel mai bine de gătit. Dată pentru un jet de apă, să putem să o lucrăm și între timp vă spun ce fac. Așa, ia să vede. Cărnița. Cărnița se vede că e porc de țară, pentru că are chestia asta, grăsimea asta. Da. Sigur că poate că e o blasfemie să faci din cotle, dar nu, că e cea mai bună carne. Și la umplutură nu trebuie pus mai resturi, trebuie pusă carnea cea mai bună. Pulpă de vițel, da. Este mai frăge, zic așa, iarăși, carne bună trebuie pus. Corect. Pentru că s-au obișnuit în multe cărți de bucate, ce luați carnea mai nu. Nu, domnule, trebuie gătit cu carne. Asta bună. Vine tot de pe vremea așa. Comuniștilor, da. Domnule, carne de tocată, aia mai, deci un amestec mai rămâne... de carne de asta, da. Grasă, așa. Eu înainte să o dau la tocat. Așa. Pun și ceapa. O parte așa. Din ceapă. Mă bag și eu sau? Da, ia stai să dau un cuțit. Un cuțit. Tăie ceapa în patru. Așa. Pun la... Pătrarul tăie ceapa asta în patru. Asta e cam cât ar fi? Aproape un kilogram de carne. Pun așa. Vreo 5 cepe. Da. Tăiate în patru așa. Pă. Pac. Și se dau împreună așa. Aceste cepe cu carnea la tocat. Mai pune una. Mai pun una. Cu cât e mai multă ceapă, cu atât este mai gustoasă, de fapt. Știi că sunt așa, ori carne. Nu, nene, este carne, iese și la chiftele, este mai pufoase, așa. O să punem așa. Și niște coriandru semințe, așa, tot la tocat. Așa, și niște piper roșu. Așa. Și suflet, îi trebuie mult. Suflet? Mai cu sufletul nu? E folosit în altă parte. copii, băi, veniți și băgați asta. Te binecuvintezi, fiule, așa, să fii mai blând, da. Să nu mai dai cu parul la, da, mai ales în conducătorii. Patriar, așa. Data viitoare vin cu trafaletul și îți dau una cu trafaletul. Direct, așa. Îl cer împrumut. La tocat. Mi-o aduceți. Așa, bun. Poți să iei unul ăsta într-o mână? Da. Stai să-ți dau și un... Ia. Yeah. Bagă-ți mânușa asta de box. Merge direct. Fii atent ce ai zapăr cu mânuși. Da, de-astea, să vină așa. La emisiune, a? Bum, așa. Ia-o. Unde? Du-o de aici, pentru că... Du-te, tată. O să punem... Așa, o pun aici, a? Pun acolo, liniștit. Da? Și acum vin cu asta. Zici că să-ți fac friptana asta, nu? Să bat gongul, ca la... Bang! O pun întâi aici, că nu e foc. La mâna uf. Așa ziceam când eram mic. Cum? Am aici niște arsuri. Uh-huh. M-am dat jos din pat, aveam un an, așa, și am mers, stăteam la casă. Și am mers ținându-mă de perete. Și am pus mâna pe sobă. Da. Și m-am ars foarte tare, da. Aici ți se trage. Și că... Câine ea, știi, sunt unii roșii. Da. Îi bagă, îi taie coada, așa, îi bagă da. Cu fierul urechile roșu. Tot. Da, vedeți cum se explică? Așa. Eu, semnale, și apoi când semnale. Veneam soba, ziceam la mâna, uf. Dați-mi și un ciocan, dar departe asta, să nu le el, dragul, cine știe ceva. Să bat puțin carne, asta să o un trag în... Un ciocan de bătut. Până când... Așa. Îi dăm un pic așa. Nu foarte mult, să nu se usuce, nu, să rămână... Îți ajunge asta sau ți-o bag și ajunge, pe asta? Nu, ajunge. Așa băgat-o de... și pe asta la, la tocat. Avem puțin ulei, o pun pe asta înainte să executăm până vine aia cu... Ulei de? Ulei de floarea soarei. De floarea soarei. Uleiul de măsline este bun știu, la nu salată. La prăjeală, nu, la... Da. Îți... Strică tot nu că e feng shui. Genial, e bun și de băut așa, mm-hmm, dar, mm-hmm. Dar nu la prăjeală. La prăjeală se folosește... Bun. Noi băgăm acum de ăsta de, na, cu nevastă mea, cu slăbirile, așa, cu și am dat 25 de kg, de ăsta de cocos. 25 de kg? 25 de kg. Unde le-ai lăsat? Undeva? Le-ai depus în... Le-am, unde depune aia banii? Le-am parcat, da. Să depui burta la... În Panama. Panama? Am zis, am 25 de kg, dar imediat. Păi da, cât aveai? Păi aveam vreo 110, 112. Eu am reușit să slăbesc 5 kg și sunt foarte mândru. Sper să mai slăbesc încă vreo 5. Așa. Nu e ușor. Mă, miroase borșul ăla genial. Da. Păi am pus deci acolo. Iată, a venit și cărnița, dar înainte de asta, îți spun ție. Am tocat carnea, o să îi băgăm mirodenii. Uh-huh. Hei, hop! Ca să nu se lipească, Doamne, bielă manivelă, ca la locomotivă. Jap! Bun. Gata.
Asta o să avem nevoie de ceapa asta. Da, numai aici. Amestec cu... Nu, o pun deja... Ia. Lângă dânsa acolo, că corect. Nu mă deranjează. Corect. Nu s-o amestecă. Ia, tai eu și pasta în felințe. Așa. Felini mai mici așa, nu? Sau? Mai e subțire la așa, da. Așa. Ușurel. Așa. Poți să... Da. Busui eu cu răzdăbă. Stai și ardeiul ăsta, ia vezi. Da. Că băgăm și ardei puțin în... Așa, în tot așa, felii, nu? Mai mic, mai mic. Nu, mai mic. Ok. Deci o să facem... Avem deja carnea tocată. Băgăm... Să iau o lingură de lemn. Deci, ideea este următoarea. Facem, vin și eu aici ajutor de... E ca o sarmadă asta mai mare, dar de fapt nu e chiar rețeta de la sarmale. De ce? Așa. Că o să punem și niște pâine, băi, niște pâine de-asta făcute de noi, miez muiat în lapte, da? Așa. Și două, cred că ajung două. Așa, asta e diferența față de sarmale. Și da, că nu le împăturim. Deși există în păstorel... Da. Da. În păsărul totdeauna există și sarmale în care se pune pâine muiat în lapte. Așa. E o rețetă moldovenească. Ia să vedem cum stăm cu asta. Mm. Așa, și pune aici. Această friptură pe care o te retragi undeva și o tragi repede ca să te liniștești, va căpăta și gust de la ardei. Corect, e foarte și ia de acolo, și ia de acolo. Bun. Avem aici ceapa, deja am pus ceapă în ea și, și busuiul. Nu, acum am pus și mirodenii. Da. În general, carnea se gustă, mie îmi place punem, mult cimbă. Punem sare. Așa. Cine gătește, îți spun în final, îți spun și cimbru și busuiul. Da. E bine să pui peste friptură cimbru când e gata, pentru că dacă îl pui acolo, să evaporă se tot uleiul din el. Ia să vedem. Ai adus și cimbru? A adus aici. Uite ce frumos arată. Așa. Te-l pun pe partea asta. Ia, bagă cimbru. Gata. Bagă și busuioc. Uh-huh. Așa, un pic. Așa. Trebuie să bag și eu carne aici. Ne pune și mirodenii, fii atent, astea coriandru, chestii. Așa. Voi uitați-vă acolo, nu? Eu mă descurc. Senzație. Băi, pe bune, deci nu mănânci, nicăieri gustul ăsta nu-l întâlnești. De-aia când am văzut-o zic, Doamne, o tocăm pe asta? Cum să o tocăm? O să punem și puțină... Foarte puțin miez de pâine solege și două ouă. Punem puțin muscat otonel. E un cupaj Sauvignon Blanc, fetească albă. A ieșit. Asta îi dă și mirazmă bună, știi? Sec de mistec, așa, nu? Această varză, varza noastră națională. De la Bruxelles. Fiind varza asta frăgezică, acum de primăvară, se desface ca un lotus. Uite, pe bune. Uite ce frumos. Măi, hai să o arăt așa. Că... O desfacem până rămâne o varză de Bruxelles. În mijloc. Da. Vedeți cum este, da? Petale. Ce vorbești? Asta e ideea. Ce facem acum? Cum? Băgăm în mijloc întâi un gogoloi. Așa. Da? Și începem să o îmbrăcăm. Începem să o... Pentru că am dezbrăcat-o. Întotdeauna, a venit frigul. De obicei se îmbracă înapoi. Singură, dar aici îmbrăcăm noi. Pac, da? Așa. Mai punem de jur împrejur. Ce vorbești? Păi, nene, tehnică japoneză aici, nu e... Bine, cred că și chinezii o fac, dar altfel... Cu orez. Se poate băga, există rețete în care se zice, dar nu merită, asta nu e cu orez. Îi punem o coroniță, de asta, da? Așa. Ia uitați-vă ce am pachetat-o. Ia uite, nene. Credeai că mă joc de bucătăria. Știi că mulți și închipuie, domne, pentru la multe emisiuni gătesc alții pe acolo și le... Și portocala? Ah, am uitat firea să fie. Doamne! Jap! Ia cătă pe varza noastră națională. Mai avem trei acolo, facem trei verze de-astea. Care, le băgăm la cuptor. La cuptor mai adăugăm și puțină
slăninuță de asta. Asta n-am. Imediat, stai să stai una mai subțirică. Așa. Așa. Hai să vedem. Pun și busuioc. Eu pe lângă sare, pun pe lângă ea busuioc, că busuiocul ajută, e, cum să spun, conservantul natural cel mai bun. Nu vin bâzdgănile. Da, de-aia este apa sfințită. Nu fiindcă bagă patriarhul mâna, ci pentru că are busuioc, da, în primul nu? rând. Eu credeam că de la patriarh. Nu, pe bune, de la busuioc și argint, și lingurița de argint care se mai bagă. În fine, sunt... Așa, deci după ce am băgat înăuntru, avem și asta. O tăviță, de la mine. Deci așa, o punem mâncăm aici. Și nu facem nimic. Aici o să punem, așa la... să-i dăm și... Așa, un pic. Un pic, de bucurie, așa. Bucurie. Mai punem pe lângă ele... Așa. Așa, în scârbă, zvârlite așa, câteva mișto, bucățele. Da. Că și astea devin crocante. Așa. Pac. Și pac. Deci asta-i gustul, că le arunci așa, nu le pui, le arunci așa. Și nu uita... Portocala. Portocala peste slănimuța asta, știi? Că devine crocantă și cu un parfum de la absolut nebunitor. Și mai punem puțin vin. Așa, ne mai rămâne și nouă să bem un spriț? Da. Da? Dar rămâne ceva. Jumătate de oră, cam asta deci, e timp de lucru. Am uitat. Așa cu roșiile alea, că nu știu. Roșiile, bineînțeles că... Așa. Pentru acreală... Așa. Deci dar am pus o acreală, îndulceală de portocală. Îndulceală de portocală, da. De... Ea își lasă ea sucul mult mai bun decât bulionul și proaspăt și nu știu ce.